relevante sunt, deși cifrele sunt cu marje foarte mari de diferență. E clar, din punctul meu de vedere, că această coaliție sângerează foarte puternic în baza performanței domnului Cârstoiu. Mă întreb și m-am întrebat de multe ori dacă este singurul pacient sau singurii patru pacienți care au fost trimiși la acea clinică și mă întreb dacă nu cumva cei care așteaptă câte o zi, cum spunea colegul meu de platou, și care n-au bani, nu cumva sunt încurajați să găsească niște bani ca să nu mai aștepte. Și asta sunt niște suspiciuni care evident erodează la credibilitatea candidatului. Acum, încă o dată, este evident că această coaliție sângerează puternic. Se vede asta și în sondajele privind scorul pe care alianța PNL-PSD îl ia. Adică este foarte clar că intențiile de vot pentru partide ne arată că alianța PSD-PNL stă undeva la 37,1% din intențiile de vot pentru primărie. Alianța Dreapta Unită este la 28,4%, cu un AUR la aproape 9%, respectiv un PUSL al domnului Piedone la 8,6%. Corect. Așa arată acest sondaj. Sigur, sunt sondaje care arată cifre destul de diferite, dar trendul este evident pentru toate sondajele, indiferent la ce ne raportăm. Există un trend evident care arată că această alianță contra naturii, aș spune, nu funcționează și bucureștenii nu sunt deloc convinși de ea. Din acest motiv, cred că la Primăria Capitalei avem de ales între un om cinstit care vrea să facă lucrurile la modul corect, nu să taie panglici, nu să spoiască de ochii lumii, ci chiar a intrat în subteran să rezolve lucrurile corect, și un infractor până la urmă, un infractor dovedit, care este domnul Piedone. Sigur că are o decizie definitivă care a fost în mod halucinant pentru mine, amânată executarea pedepsei. Asta vom avea de ales până la urmă, din punctul meu de vedere, pe 9 iunie, între oamenii care încearcă să facă lucrurile corect, cu toate, poate uneori greșelile lor, să nu spunem că toată lumea face lucrurile perfect, dar cinstit și muncitor, și cei care fac lucrurile dând soției diverse beneficii, dând altora din familie diverse 46 beneficii. 46 de rude, interlopi, interpuși, funcții publice, salarii de mii de euro, contracte cu statul, toate în caracatița Piedone, averi fabuloase. Evident că statul nu vrea, nu le vede, nu investighează. Îi spun bună seara și lui Horia Grigorescu, președintele Forța Dreptei Sector 1. Mulțumesc bună pentru seara. Prezență. Mulțumesc pentru invitație. S-a polarizat această luptă pentru Primăria Capitalei cu, iată, Nicușor Dan, independentul susținut de Alianța Dreapta Unită, și un Piedone care în continuare nu se abține, face spectacol. Astăzi a mers să umilească o tânără, o mamaie care vindea niște legume în piață, încolonându-și toți membrii de partid și aruncând așa, cumpărându-i marfa acestei mamaie din piață, aruncând așa 100 de lei pentru două legături de mărar și ștevie și ce mai avea mamaia pe tarabă. Piedone este exact o sinteză a tuturor lucrurilor nocive, rele, care au existat în politica românească în ultimii 34 de ani. De la cumetrie, la lipsă de profesionalism, la lipsa unei educații, la comportamentul pe stradă, la comportamentul cu competitorii politici. Inclusiv faptul că și-a pus băiatul, de parcă zici că e moșia lui sectorul 5, și-a pus băiatul candidat la primărie. Prin modul grobian prin care s-a comportat astăzi, de exemplu, față de unul dintre colegii noștri de alianță, Alex Dimitriu, de la sectorul 5. S-a dus acolo ca un vătaf la el în sector 5. Ce face aici? Împarți flyere? Cum îți permiți tu să-mi pui mie întrebări? Să-i rupă flyerul? Să-l arunce? Asta este comportamentul unui om care pe zi ce trece, oamenii care în primă fază, e amuzant Piedone, asta face drege. Oamenii au ocazia să se convingă zi de zi ce fel de caracter este acest personaj de desene animate. Este un om lipsit de orice substanță, care este caracterizat exclusiv de un show de anii 90 pe care îl alimentează cu bani de unde o avea, că declarația de avere am văzut că n-are absolut niciun bănuț.
Am văzut colegii de partid însă de, băi, sunt cei mai buni antreprenori din sectorul 5, numai colegii lui de partid de la PPUSL, băi, câștigă pe bandă rulantă și asta toți oamenii a reușit să înconjoare cu niște oameni foarte capabili, că de-aia are 46 de fini, rude, de toate tipurile. Păi în cine în să aibă încredere Horia Grigorescu? În cine, dacă nu în rude, spune domnia asta? Eu sunt de o altă părere și asta e din nou. Mulțumesc frumos că mi-ați ridicat mingea la fileu. Cred că de data asta bucureștenii au de ales într-adevăr între, nu spun o revoluție a bunului simț, dar un mod de comportament decent, cu respect, cu respect față de cetățean, cu respect față de banul public, reprezentat de Nicușor Dan, un om care are simțul realității, a provocărilor pe care le-a avut în mandatul precedent, primul un an și jumătate acum, complicat. Acum să fim onești, primii trei ani ai mandatului domnului Nicușor Dan au fost un an și jumătate șterși, a fost un... așa. Acum, de... Cel mai important a fost faptul că a ieșit în față și a spus, domne, un an și jumătate, știu că nu trebuie acum să vin cu scuze și cu explicații. Eu am moștenit o anumită situație financiară, un faliment al unei capitale precum București. A trebuit să repar lucrurile astea și n-am făcut absolut nimic vizibil, dar am pus niște...